Hei, eu sunt Dariana, iar astăzi am revenit cu primul video din seria de Back to School de anul acesta. Sunt foarte încântată, abia am așteptat să filmez. Vreau să vă arăt ce rechizite mi-am cumpărat pentru acest an școlar și probabil vor fi întrebări, așa că vă spun de acum că trec pe clasa a 8-a. Mi-am luat rechizitele ca și anul trecut de la librăria Diverta. Am fost ieri la librăria din Deva și am găsit chestii interesante, ca de fiecare dată am filmat ceva de pe acolo, așa că o să inserez să vedeți și voi. Și o să vă las în descriere link către librărie și de asemenea către clipul pe care l-am făcut anul trecut. Poate vreți să vedeți și seria de Back to School de anul trecut, dacă nu ați văzut-o deja. Și acum haideți să începem, pentru că sunt multe rechizite și mie mi-e foarte cald. O să încep să vă arăt caietele. Sunt foarte multe caiete anul ăsta, dar erau și frumoase și știam că o să-mi trebuiască multe, așa că haideți să vi le arăt. Am așa trei cu Emotion, unul verde, unul galben și unul portocaliu spre roșu. Sunt foarte drăguțe. De 80 de file, pentru că sunt materii la care mi se termină caietul foarte repede și nu-mi place să țin 10 caiete pentru un semestru. Așa că mai bine să am un caiet mai gros, zic eu. Mai am unul așa cu cireșe, care e foarte drăguț. Și ăsta, care e de anul trecut, Take Care of Your Body, It is the Only Place You Have to Live In. Îmi place foarte mult. Nu știu de ce nu l-am folosit deja, dar o să-l folosesc anul ăsta. Unul așa albastru basic și unul de 48 de file, mi-am luat și mai subțire, cu animăluțe. După aceea le-am pe cele Dictando, unul cu Emotion Mauve, două așa basic, unul cu un smiley face, care e de 48, și mi-am mai luat unul de 48 pentru că era prea drăguț, ursuleț coala. Nu știu, mi se pare foarte frumos ăsta. În general îmi plac caietele care au așa copertă drăguță. Și văd că am și astea două caiete cu mașini aici, care nu sunt ale mele, vă dați seama, sunt ale frățiorului meu, dar da, există și caiete cu mașini. Și acum să trecem la caietele studențești, de care sunt și mai încântată și nu știu de ce, dar îmi plac mai mult astea mai mari. Prima dată cele cu pătrățele. Toate au ceva scris, un mic text pe ele. Ăsta, de exemplu, este cu Always believe something wonderful is about to happen. Îmi vine să fac așa, cum fac când prezint o carte. Acesta este primul caiet, foarte frumos. Următorul cu Be a Flamingo in a Flock of Pigeons și cel cu Life is a Journey, Enjoy the Ride. Că mai am unul de mate, așa, cu Love. După aia de, pentru română, astea Dictando, am unul așa cu YOLO. E destul de ciudățică culoarea asta, dar e simpatică fata. Unul cu OMG. Și am două de anul trecut, pentru că nu prea am folosit. Adică am folosit unul la română, un singur caiet, și unul la engleză. Și mi-au mai rămas astea două, cu flamingo. Dar stați așa că nu sunt acestea toate caietele mele, pentru că mi-am mai luat și două cu spirală. Ăsta e Dictando. Aveau doar albastru, dar este bun și ăsta. Tot de 80 de file. O chestie ciudată la el e că are linie și aici și aici. Și asta nu prea-mi place, dar mă rog, trecem peste asta. E foarte fain așa cu spirală. Mă rog, știți și voi. Așa. Și ăsta e cel de mate. Văd că și ăsta are linie. Cred că așa sunt ele. Nu știu, dar îmi place mult rozul ăsta. E tare simpatic. Mai am aici caiet de geografie.
de muzică, deși puteam să scriu pe ăla de anul trecut, că nu prea am scris așa mare lucruri la muzică, dar mă rog, mai am luat una. Și mai am două de bio. Și astea sunt cu animăluțe foarte drăguțe. Etichete școlare. Cu Spider-Man și Avengers. Dar nu sunt ale mele astea, sunt ale frățiorului meu. Dar sunt interesante, văd. Marvel, no, dacă sunteți fani, puteți să vă luați. Tot din divert am luat și copertă pentru caiete. Așa, am luat două din astea de caiet studențesc, deși mai am ceva și de anul trecut. Pentru culegere, coperta aia pentru culegere. Mă gândeam că, no, cum o să am culegeri pentru examen, gen și la română și la mate, o să-mi trebuiască, dar totuși. Am luat două, trei, patru. No, sper să le folosesc. Am luat de astea mici pentru caiete, pentru caietele astea de bio, geografie, muzică. Trecem la partea de scris. Deci ăsta e penarul, sunt foarte încântată de el. Era o groază de penare. Mai erau câteva care mi-au plăcut mult, dar principalul motiv pentru care l-am luat pe ăsta este faptul că... Stați o secundă. Principalul motiv pentru care l-am luat pe ăsta este faptul că are chestia asta aici. Mai are o chestie aici. După poți să spui chestii și aici. Și nu. Și compartimentul ăsta. Deci are multe compartimente și este foarte încăpător. De-aia mi l-am luat, pentru că am observat că îmi place să țin o groază de chestii în penar, așa că ăsta e bun. Și mai e și cu pisici. Adică totuși. În viața reală nu îmi plac așa mult, dar când văd chestii cu pisici sau poze cu pisici, da, îmi plac. Trecem la chestiile pe care le țin în penar. Fire de păr. Am și chestii pe care le aveam deja, ca să înțelegeți. Nu le-am luat chiar pe toate acum, dar se găsesc la Diverta. Am un creion Stabilo. Așa, l-am avut și anul trecut. E bun, îmi place, nu se rupe. E bun. După aceea, am un Pix Stabilo Gel X, din asta cu care ștergi. Vi l-am arătat într-un unboxing Stabilo. L-am văzut și la Diverta când am fost ei. Îmi place, îl folosesc, să știți. După aia mi-am luat două pixuri din astea. Stabilo, albastre, îmi place culoarea mai ales. Și scriu bine, au vârful gros, destul de gros. Îmi plac și pixurile cu vârf subțire și cele cu vârf gros. Nu știu, mi se pare mie că scriu bine cu ele, dacă are sens ce zic. Nu contează ce vârf au. Așa, după aia am un pix foarte fain și regret că nu mi-am luat vreo 3, pentru că, nu știu, mi se pare genial. Îmi place și designul. Scrie foarte bine și este un pix din colecția lor Exam Grade, care îți arată aici câte pagini rămase mai ai. Dacă pasta ajunge la partea cu verde, mai ai 80 de pagini, gen poți să mai scrii 80 de pagini, după 65, după 50, după 35 și apoi ești în zona de avertisment, ceva de genul. Sigur nu rămâi fără pix la examen. De-aia e și din colecția asta Exam Grade. Să trecem la stilou. Stilou ăsta eu l-am de prin februarie. Este de la Stabilo, dar așa cum ziceam, îl găsiți. Stabilo Bifeb este stilou meu preferat. Mi-am mai cumpărat în trecut și altele, și mai scumpe, mult mai scumpe, parcă. Dar nu mi-a plăcut așa mult ca ăsta, nu știu. Pentru mâna mea este perfect, are și o culoare frumoasă și eu scriu foarte bine cu el. Foarte repede și mai frumos decât cu unele pixuri, pot să zic. Când m-am pregătit pentru olimpiada de lectură ca abilitate de viață, am scris o groază de pagini cu ăsta și chiar am scris frumos. Dacă o să mai găsesc testele pe care le-am făcut în perioada aia, o să vă arăt pe Instagram cum scriam.
am și un pic la el. Două corectoare, am luat două, că mereu le pierd, adică Milia, Dariusica și așa, dacă am două, îmi ia doar unul și unul o să-mi rămâne. Mi-am luat un creion mecanic Rotring de 05. Mereu mi se strică. Și astea și oricare altele, dar nu știu, sper să-l țină ăsta. Este negru, n-am mai avut negru decât crem și galben. Parcă e mai frumos ăsta. Și mină la el ca să am niște pixuri colorate Pentel Energel, despre care v-am mai vorbit. Știți că sunt fană, știți că îmi plac. Am aici diverse culori pe care o să le pun în penarul meu spațios. Și cam atât cred că era depus în penar. Setul ăsta de marcăre pe care vreau să-l folosesc, mă rog, ele sunt highlightere, dar mi se pare ciudat de când pun highlighter la iluminatorul pentru față. Mă rog, highlightere. Sau marcare evidențiatoare, cum vreți voi. Văd că e pe aici și stiloul lui Dariusica. Ca să știți, trece pe clasa întâi. Are și nevoie de stilou. Niște rezerve din astea. Am un lipici, dar nu e al meu, că nu prea mai am ce să fac cu lipiciul la școală. E al lui Dariusica și ăsta. Guma mea favorită, cea pe care am luat-o și anul trecut și nu știu, îmi place foarte mult, poate e doar în capul meu, dar mi se pare că șterge mai bine și nici nu lasă atâtea urme. Asta este cea neagră, niște creioane colorate cu care nu știu dacă o să am ce face. Cred că e de-a lui Dariusica. Și aceste page markers, drăguțe. Și cam atât și cu uneltele de scris, să trecem la acuarele și la pictat. Deși acum o să pictăm doar o dată la două săptămâni, din câte am înțeles eu, că schimbi muzica cu desenul, cred. Nu știu. Mă rog, ideea e că am reușit să-mi iau și anul ăsta un paletar nou, ca în fiecare an. Știu că acum 2 ani l-am pierdut pe cel de acum 3 ani. Anul trecut era prea murdar sau ceva de genul. Și anul ăsta nu l-am mai găsit pe cel vechi, așa că, na. Iarăși am paletar nou. Mi-am luat și niște acuarele, acuarelele mele de la Primo, că-s preferatele mele, chiar îmi plac. Și mai am și un bloc de desen basic. Nu știu ce să spun prea mult despre el. Văd că s-au strecurat aici și caietele tip 1 pentru Dariusica. Sunt drăguțe, foarte drăguțe. Mi-ar fi plăcut să existe și dictantul sau cu pătrățele, așa, că sunt foarte frumoase. Și două caiete cu foaie velină, tot pentru Dariusica. Dar am zis să vi le arăt că au o copertă foarte, foarte, foarte frumoasă. Cam acestea au fost rechizitele de anul acesta. Vreau să vă zic că am așteptat foarte mult acest moment și parcă nu vine să cred că am filmat deja pe To School Supplies haul-ul de anul ăsta. Da, eu sper că v-a plăcut. Nu uitați să-i dați un like, să vă abonați la canalul meu, pentru că vor mai urma clipuri. Sper să nu fie ăsta foarte lung. Nu uitați să-mi dați follow pe Instagram, că mai postez și acolo. Și scrieți în comentarii pe ce clasă treceți voi, ce chestii v-ați luat, nu știu. Orice legat de back to school. Și cam atât am vrut să vă spun în acest video. Noi ne revedem data viitoare. La revedere!